Serios, dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și dacă sunteți noi pe canalul meu, bine ați venit! Pentru cei care nu știți, am un obiectiv, am un plan să ating toate vârfurile peste 2500 de metri din România. Și astăzi vă invit la unul din cele mai frumoase vârfuri de peste 2500 de metri, vârf aflat în munții Rătezat. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai, îmi place să călătoresc și să împărtășesc cu voi din experiența mea. Am fost în Făgăraș, Bucegi, am fost în Parâng și acum suntem în Rătezat. Și vă invit să fiți alături de mine să vedeți cum arată Rătezatul la peste 2500 de metri. Cazare nu am găsit în vară mai aproape de obiectivul nostru și atunci am stat în satul Cârnești la pensiunea agroturistică La Mona. O locație faină, ne-a simțit foarte bine pentru că sunt foarte ospitalieri, gazdele de acolo au făcut tot posibilul să ne simțim bine. Și să vă arăt un pic cum a fost conțel de cazare. Camera de la pensiune. Am beneficiat și de un pas suplimentar. O baie foarte mare și frumoasă. Și avem și un dressing aici. Nu știu. Poftiți la micul dejun? Oh. Da, da. Să avem ce mânca. Tanti Mărioara ne-a umplut platourile. Uai, și gem, și de toate. Și ce ar fi să... Asta e camera de luat masă. Ne-am plecat după micul dejun de la pensiune și ne-a luat destul de mult timp până am lăsat mașina în Poiana Pelegii. Am mers pe drum asfaltat până la baraj. Am ajuns la barajul Gura Apelor. Mergem spre lacul Bucura. Barajul Gura Apelor a durat construcția din 75 până în 2006. 31 de ani a durat construirea la barajul ăsta. Foarte repede s-a construit. Și de aici avem traseu spre Șaua Pelegii. 8-9 ore se merg pe jos și Bucura, ce fain tronează steagurile. Lacul este aproape plin, n-are nevoie de vreo 2 metri și e plin. Prima umplere a barajului, ăsta de aici, în 16-a 8-a, acum o lună de zile. Deci suntem printre primii care vedem apă plină aici în baraj. Iar de la baraj se și plătește intrarea în parc. Este 10 lei de persoană și 15 lei de mașină. Biletul este valabil 7 zile. Păstrați oricum biletul pentru că se poate să fie vreun control sau dacă reveniți în 7 zile, nu mai plătiți. S-a anunțat o zi foarte călduroasă. Uite, noi suntem spre Poiana Pelegii și avem 5 grade. Zi foarte călduroasă. Sperăm că ne ajută soarele. 19 km, baraj Poiana Pelegii. E un drum și mai bun, și mai puțin bun, și mai prost. Buzău, Sibiu, Cluj, Cluj. Suntem spre lacul Bucura, vârful Peleaga. După 53 de km de la cazare, care ultime au fost 19 km prin parc, suntem pe cărare. Noi suntem aici, mergem spre lacul Bucura, de aici vrem să urcăm spre vârful Peleaga și să venim roată pe partea asta. Parcul Național Rătezat. Bine ați venit în țara Hațecului. Gata, porniți. Deci plecăm la ora 11. Și jumătate în traseu. Suntem la 1600 de metri altitudine. Traseul în prima fază a fost prin pădure. Cine spune că nu avem loc de popas, de popas cu masă și cu bancă? Pe masă te-ai pus! Pun pe masă! Alo. Ce facem aici? Suntem pe traseu de la Poiana Pelegii
spre lacul Bucura și începe să se deschide peisajul. Se aude foarte fain în vale. Apa. O privire aici panoramică de unde venim noi și cam ce peisaj vedem. Până să ajungi la lacul Bucura, traseul îți oferă și alte lacuri care îți încântă privirea. Așa-i traseul pe aici. După o oră și 50 de minute ajungem la lacul Bucura. Cine-i tânăr, mergem aiute. Ce salbă de lacuri. Am adăpat cu capele negre. Jos în vale erau 5 grade când am urcat. Aici dormim cu cortul, cred că era mai cald tare aici sus. Dar sunt și oameni la refugiu. Refugiu de la lacul Bucura. Vă rugăm păstrați curățenia. Mai avem 2 ore până în vârf. Am trecut de 2200 de metri, urcând destul de pieptiș. Și de ok încă. Și mergem spre vârful care o fi ăla, nu știu. Pe Eliaga, Tomas l-a murit. Poză la aproape 2300 de metri. Hai că am răzbit. Am ieșit din grata berbecilor sus. Ultima urcare. Este și uitați. Vârful Peleaga 2009. Coborârea. Poiana Pelegii pe bulină albastră. Suntem între cele două vârfuri. Vârful Peleaga, de pe care am coborât din Neauri, și vârful Păpușa, pe care vom merge următoarea tură. Am reușit să facem primul vârf și cel mai înalt din retezat, peste 2500 de metri. Vârful Peleaga. Păpușa o lăsăm pentru pachetul numărul 2 din retezat. Norocul maxim a fost că am prins o zi deosebit de frumoasă. Tăul Ghimpele.
2122 de metri. Am ajuns exact când s-a înserat la mașina, spunând că am avut timp să ne luăm mașina și să ne întoarcem înapoi la Sibiu. Acum, de curiozitate, după ce v-am făcut o plimbare prin Rătezat și am urmat 2509 metri, cum vi s-a părut plimbarea, cum vi s-au părut cadrele, lăsați și mie un comentariu și spuneți-mi dacă v-a făcut cu ochiul și veți ajunge și voi în Rătezat. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați, că o să urmeze și alte postări, atât din țară cât și din străinătate. Vă doresc zile minunate și Doamne ajută! Ceau, pa!